Salut și bine te-am găsit, sunt Bruno Medicina, trainer, coach, autor sau cum deseori mi se spune, omul care aduce performanța. Și data fiind că una dintre componentele esențiale, se pare, performanță este voința, adică să ai o voință de fier, asta e chiar tema de astăzi. Pe tema voinței s-au scris mii și mii de pagini, lumea slavește voința, admiră cei care au așa de multă voință, cei care pot voința, cei care într-adevăr pun efort, cei care demonstrează că cu voința lor pot să atingă orice. Asta este unul dintre cele mii de clișee care circulă în mod permanent în cercul de dezvoltare personală și una dintre motive pentru care eu le numesc mituri e pentru faptul că se pare că toată lumea repetă ce a auzit sau ce a citit pe cărțile de self-help și fiindcă un lucru se repetă la nesfârșit devine adevărat. Chestia asta cu voința e, nu știu, uneori mi-e rușine să mi simt în disconfort să spun ceva așa de firesc. Dar voința vine din latina voluntas, care este pur și simplu o variantă din verba, tot verb latina, tot volo, volere, che înseamnă a vrea. Deci, a avea voința de ceva înseamnă a vrea ceva. Că e o variantă, de exemplu, în română se spune chef, de exemplu, dacă eu am chef de o înghețată, înseamnă că vreau înghețată. În italiană e chiar mai simplu pentru că se spune o voglia di un gelato, o voglia, adică aș vrea o înghețată. Dacă nu am chef de o înghețată, înseamnă că nu vreau o înghețată. E evident, deci voința înseamnă pur și simplu a vrea ceva, a pune voința. Deci, când lumea vorbește de voință, cum dacă ar fi un element extern, cum dacă ar fi un ceva pe care trebuie să-l ai, nu înțeleg exact despre ce vorbește. Adică, în momentul în care cineva mi spune, aș vrea să mă las de fumat, dar nu am voința. Ce înțeleg eu este, știu că ar trebui să mă las de fumat, dar nu vreau, adică nu am voința, nu vreau. E foarte banal, foarte direct, foarte simplu. Deci, nu e nimic de admirat în cineva cu voință. Cineva cu voință este pur și simplu cineva care vrea ceva, foarte, foarte simplu. Deci, faptul că toată lumea se plinge că nu are voința de ceva, înseamnă că pur și simplu nu vrea acel ceva. Cât se poate de simplu și direct. Și chestia asta are legătura directă cu discuția pe care l-am făcut acum câteva zile despre motivație. Să ai motivație înseamnă să ai un motiv. Dacă nu ai un motiv, nu ai nicio motivație, evident. Dacă nu ai motivație, nici nu ai voința. Ok? Deci, partea asta e ceva care, voință, e pur și simplu o constatare, e ceva pe care nu poate fi ridicat, nu te poți să injectezi voința. Tot ce poți să faci este asta, da, să verifici într-adevăr care este acel de ce. Poate te amintești că chiar prima dată am vorbit de ce facem anumite lucruri. Acest de ce este exact lucru pe care trebuie să-l analizăm. Deci, problema cu voința este o problemă complet falsă, pentru că nu are nicio legătură cu ceva caracterial. Un om cu voință e un om care vrea ceva. De fapt, asta e adevărata problemă. Noi suntem înconjurați de lucruri pe care știm că ar trebui să le facem, pentru că nu se știe ce acest ar trebui, care este chiar o sindromă. O să fac o întâlnire chiar pe tema de sindroma ar trebui. Ar trebui, dar. Dar nu am voință. Bine, chestia asta cu voința nu este decât o minciune. Și de fapt, când e vorba de noi, pentru că, atenție, știu ce înseamnă
chestia asta. Ai impresia că vrei un lucru, dar apoi nu reușești să-l faci. Bine, asta este o dicotomie de care deja am vorbit, de ce mintea conștientă uneori vrea un lucru și alte minți, alte parți al creierului, nu vor. Și asta ține cont tocmai de aliniere. Vom vorbi în zilele următoare de conceptul ăsta de aliniere, pentru că e chiar problema vieții, adică la un moment dat se știe de mii de ani, Sfântul Pavel într-o scrisoare spune: de ce fac mereu răul pe care nu vreau și nu reușesc să fac binele pe care vreau? Adică suntem toți un pic schizofrenici în sensul ăsta. De ce vrem un lucru și facem altul? Și apoi ne plângem, ne criticăm, ne pedepsim pentru că nu avem voință. Soluția este în analiza motivațiilor. Dar ar merge prea departe și vorbim de tema asta în zilele următoare.